Du-te, bă, de aici! Vă vine să credeți sau nu, astăzi dăm un Porsche cadou Jonuțului. M-a încercat claustrofobia, ești nebun? Hăți cu bună dimineața, Jonuțule! Hăți cu piteștiuc și cu evenimente, pentru că de când cu relaxarea de pe 9 decembrie, pe care nu o să-l uităm niciodată, Jonuțule, iată că avem primele două evenimente. Este vineri, am și pierdut contul, frate. 17 decembrie, de când cu Hâțmas Daily Vlog-ul ăsta, stai așa să mă lepăd și eu de bagajele astea. Hai până mă lepăd să vă arătăm prima paie. Băi, Ramada n-o să ne dezavăgească niciodată, fraților. Prima baie, pentru că este un apartament, uitați-vă cât de mare e, nici nu cred că are sens să mă chinui să-i fac lucacanesc cu testul, pentru că simt de când îl ridic. Jonuțule, bă, mă, dar cât de șmecheră este cabina asta de duș, dar cum se deschide, Jonuțule? Vai, nu cred! Este ușă în același timp pentru WC-ul, cât și pentru duș, cât de cool, frate! Am mai fost la Ramada asta din Pitești, dar cred că n-am stat în apartamentul ăsta. Asta este prima baie, aici frumos dulăpiorescu, cu ogrinjorescu la ieșire, încă unul cu rafturi. Și uitați-vă, fraților, uitați-vă cum arată acest apartament super. Doamne, mânca la tata, stai așa să mă lepăt de bagaje și să aprind niște lumini mai multe, fraților. Ia. Mamă, ce-s astea, mă? A, ăsta e ăla cu temperaturile și astea sunt luminile, nu ia. Hai, mă, gata, asta voiam să prind. Sincer, asta voiam să prind, am așteptat la mai mult efect din partea ei. Niște tablouașe pe aici, feng shui, feng shui. Foarte interesant mi se pare mozaicul ăsta negru, fraților. Trebuie să vă recunosc că n-am mai văzut până acum mozaic negru și e un negru mat. Avem un view interesant pentru că stăm la etajul 8, Jonuțule. Ia uite ce frumos se vede Piteștiul. Mamă, ce cool! Și stânga și rondul, Jonuțule, suntem fix în centrul Piteștiului. Și veniți, vă rog frumos, să vedeți și bă, cât de mare e apartamentul ăsta, alergi prin el, frate. Deci avem aici încă o dată bar, care este tot cu mozaicul negru mat și cu niște LED-uri înăuntru, super cool. Aici masă de dining, încă un televizor, deci stai, televizor acolo la masa de dining și televizor acolo la zona de canapea, Jonuțule. Aici unde am ajuns? Du-te, bă, de aici! Asta e o bucătărie care e separată de bar, Jonuțule, și cu încă o ușă care dă unde, mă? În hol. Mamă, avem două uși care ies în hol la apartamentul ăsta. Întrebarea e, oare se deschid cu aceeași cartelă? Și pe lângă acest super cogrind acolo, aici avem... Mamă, bă! Du-te, bă! Deci fiți atenți cum arată dormitorul aici, încă o zonă de dressing, cum s-ar spune. Chenuțul normal care e la casă, el este client fidel Ramada, Jonuțule. Ramada Orada îl iubește. Și aici încă o paie. E drept cu mai mult mozaic, un pic mai sexy, același sistem. Oglindă, ogrinjoară aici. Mamă! Jonuțule. Până una alta, Jonuțule, vă lăsăm și un mic insert cu ce s-a întâmplat ieri, pentru că de când cu Hâțmas Daily Vlog-ul filmăm în continuu, nu lăsăm să ne scape niciun momentel și revenim de dată. Hâț! Hâț, Jonuțule, hâț, bă, ce-o fi făcut, doamne, doamne, din noi oamenii, de ne place atât de mult să punem un dăla de săpun, o perie de veceu, un umeraș în cuier, să moară Jaxana, deci am ajuns la garsonieră, am por bagajul plin cu de toate și abia aștept să mă duc să le pun în loc. Vă dați seama că nu e like ca și cum împlinirea împlinirilor, da? Așa, mustește sufletul de energie când mă gândesc că o să mă duc eu să le pun pe alea în loc și după aia o să stau ca bou să mă uit la ele, îți dai seama că nu o să pot să mă așez pe toaletă să fac ceva doar ca să folosesc peria, înțelegeți? Când va fi, să fie, va fi. Nu contează. Jonuțule, ce te face fericit, aia să faci în viață. Îți spune fratele Popescu. Uite-te tu cum am luat eu abajurul ăsta de veioză, doar ca să-l pun peste un cactus. M-am gândit că aici pun un cactus și ăsta gen ca și cum să fie colivia cactusului. Să trăiască, domn patron, te pup, Dane. Suntem niște nebuni, Jonuțule, dar suntem niște nebuni frumoși, pentru că așa ne-a creat Doamne, Doamne. Acum urcăm în garsonerică și revenim de acolo cu toate lucrurile puse pe poziție. Aoleu, mai am și astea. Revenim de sus, Jonuțelule. Deci să mă rog, Jaxana, care vă purește cu ceva, Jonuțule. Uitați-vă marea cutie de la masa de 30 de lei, da? Masă, picioare și 4 șuruburi, mă. Băi, mâncava și vreau să... La noi în România, dacă vrei să produci asta, numai cutiile de carton și cu plasticul folosite pentru a ambala această masă te costau 30 de lei pe tine în calitate de fabricant, Jonuțule. În fine, am pus al de cesuleț, am pus al de mânuță acolo, dar vi le arătăm imediat de îndată ce reușesc să montez această masă care este pe sufletul meu. Ha, ha. Jonuțule, dacă n-am înfiletat și înșurubat și învârtit la astea, de mi-au sărit capacele, Jonuțule, dar suntem la ultimul Piciorescu. Gata, am montat totul, Jonuțule. Mergem direct în poziție și cu asta mică. Îmi pare rău că n-am găsit și scaune ieri, dar în același timp mă bucur că nu m-am grăbit cumpărând ce exista deja, pentru că eu sunt de părere că alea de lemn de nu le aveau o să meargă perfect, Jonuțule. Aici o să fie un mic spațiu de cafeluță. Am pus și un cup din ăsta înăuntru ca să mai țină ce-o fi nevoie. Nu contează, era de frumos griu încât mi-a plăcut. Aici mai avem o situațiune. Cori spune să facem un box din ăla. Eu mă gândesc și eu să facem un
un box, dar mă gândesc că n-aș prea mai găuri și nebuni pe aici, așa că așteptăm sugestiile voastre. Avem un cablu TV și câteva chestiuțe pe care ar trebui să le punem cât mai frumos, nici nu-mi dau seama cum. Așa? Sau poate de-a dreptul așa? Că mi-a ieșit mai bine decât mă așteptam asta, Jonuțule. Vorbind, în orice caz, avem aici și să vă arăt cum trebuie, dragii mei. Stimați, dragi prieteni, mamă, știți ce n-am observat, nu? Avem aici și pe domnul Cactusescu, care este prins într-o colivie. Vă uitați la o metaforă, Jonuțule, și în altă ordine de idei. Cori, tu nu-ți dai seama și suntem încălțați că merge căldura în casa asta. Acum îmi dau seama că m-au trecut toate căldurile, Jonuțule. Avem centrala în presiunea potrivită. Este dată la 30 de grade, am înțeles, temperatura în calorifere, pentru că mi-au zis băieții că la început ar fi bine să încălzească un pic șapa. Am uitat să aducem termostatul undeva pe luni, băieții de la Nexo o să-mi aducă termostatul și atunci o să coborâm și temperatura în garzonieră, Jonuțule. Am pus aici și un coșuleț de gunoiescu. Bă, uitați-vă, bă, sunt iustenat după griul ăsta, mă. După nuanțele astea de gri mi se face pielea de găină, jur. Deci, gri aici, gri aici, gri blackout. Uite câte frumoase sunt astea blackout, Jonuțule. Zici că sunt din gamă cu mobila și cu vopseaua și cu pardoseala și cu tot, Jonuțule. Așa. Ce am mai montat pe aici? Avem, după cum v-am spus, cesulescu care evident că a venit fără baterii. Mulțumim, Ikea. Like, să moară Jaxana, nu puteți să ne pui două baterii, să mai pui 3 lei în plus. Avem aici mânuța, cea mai cringe și creepy mânuță, dar mie îmi place de mor, Jonuțule, și am pus-o cu semnul. Nu pot să-i căcănesc degetele, am încercat, dar nu merge. Atunci înțelegeți voi de ce ține asta chiar așa, zici că e la școală, dar mi se pare genială, Jonuțule. Și la piece of resistance, normal că avem și punctul de culoare, nu mă întrebați de ce am luat acea minge de tenis, mi-a plăcut, mi s-a părut pată de culoare și mi s-a părut că merge cu griul și am zis iau, go for it. Iar aici, Jonuțule, în baie, cu niște mezamplas de la Cori și cu niște idei de lui Popa, Jonuțule, avem așa. Coșuleț de gunoi, uitați-vă cât de frumos se potrivește el. Alb, într-adevăr, putea să fie un pic mai rece albul. Vedeți că e un pic mai cald decât WC-ul, dar se potrivește cu ceramica. Aici avem super peria de WC-ul, Jonuțule, pe care nici n-am montat-o. Este de la SSAB. Habar n-aveți câte sute de mii de milioane de euro costă asta, dar nu o să intrăm în discuție acum. Ai zis deja că e 300 de euro. Nu, 300 de euro, am spus că este suportul de săpun lichid, Corina. Asta este și ea separat, vreo alte câte 300-400 de euro. Da, să moară Jaxana. Arată, live arată. Și mai mult când o ții în mână se simte că este așa. În fine, nu contează, Jonuțule. Ăsta este de la Ikea, nu scump, nu sute de euro, dar frumușel. Și el mi-a plăcut foarte mult care farfuriuță, iar de la fetele de la SSAP, Jonuțule, așteptăm pe acea miror să vină cu sticla de duș aici. V-am spus, o să fie de 60, deci probabil ne vom închide exact la muchia chiuvetei. Am pus și aici un prosopez cu de șters pe mâini. Probă! I-am zis lui Marius, zic, Marius, e mâine când vin acolo, curge apă caldă sau facem deranj? Deci asta cred că e rece. Nu, asta e rece, sigur. probă, fraților, nu vă supărați pe mine. Bă, mi-a plăcut din secunda 1 în care am ales lavoarul ăsta pentru că este foarte adânc, fraților. Și din ăsta cu siguranță nu va sări apă, nu te vei păta, gata. Vine apa caldă și pardoseala-i caldă la garsonieră. Păi, Jonuțule, cam astea sunt schimbările în baie. Am terminat ce aveam de terminat pe moment la garsonieră. Am pus și umerașele în dulăpioare, Jonuțule. Cori este autoarea, avem peste tot, țaca-paca. Vă arătăm doar așa ca să nu credeți că umblăm cu situația vopsită, Jonuțule. Strângem gunoaiele și decolăm mai departe către Magazinescu din Molulescu, pentru că ne pregătim intens pentru meet and greet-ul din ajun de Crăciun, Jonuțule. Da, ați auzit bine, pe 24 decembrie vom face cel mai nebun meet and greet în ajun de Crăciun în Afi Cotroceni la magazinul dorianpopa.ro, Jonuțule. Revenim. Hăți, Jonuțule, nu există nimic mai frumos decât momentul meu cu mine înainte să plec la un eveniment. Doamne, mi este atât de dor să avem evenimente în continuu în fiecare weekend. Jonuțule, suntem în Pitești, am dormit ca un prunc în hotel. Mi-era dor de un somn în hotel, Jonuțule. Nu știu de ce, dar îmi place atât de mult să fiu prin hoteluri. În fine, și acum, pentru că mai avem câteva minute până când ajung organizatorii să ne explice ce avem de făcut, Jonuțule, ne-am proptit un pic în winner.ro, locul în care fratele vostru își mai pierde un pic timpul. Așa că voiam să vă spun și vouă despre cea mai șmecheră roată pe care WinnerFan o pune la bătaie pe site-ul lor winner.ro, Jonuțule, găsiți linkul și în descriere, și care vă poate aduce următoarele premii, Jonuțule. Deci, în primul rând, ai voie să învârți roata doar o dată. Dar de ce, Jonuțule? Pentru că fiți atenți care sunt premiile. Aveți free spins la casino, free bet la sport, free bet la loto, win coins la WinnerFan, Jonuțule, și bani cash, Jonuțule. Toate aceste premii pot fi multiplicate, Jonuțule, activând roata cu multiplicatori de până la 9 ori. Și acum, ca să vă arate fratele vostru, fiți atenți cum se face. Sunteți logați pe cont, Jonuțule, mare grijă că aveți voie să învârtiți roata doar o dată, așa cum v-am spus. O învârtiți, Jonuțule, puteți să aplicați și multiplicatori dacă vreți și vedeți ce ați câștigat. 3, 2, 1, hăzi, Jonule. Ia vezi tu că aveam și cu multiplicatorul și... Hai că am tras bine, direct pe 12, Jonuțule, ori 7, fiți atenți. Uitați-vă la fratele vostru cât a premiu a încasat, Jonuțule.
Cam despre asta e vorba pe winner.ro. Jonuțule, intrați și voi acum, luați-vă și aplicația pentru că este extrem de ușor de folosit și jucați-vă la cea mai tare roată a momentului. Noi mergem către muncă, ca așa ne place. Jonuțule, vă vine să credeți sau nu, Jonuțule, astăzi o să apărăm într-un Porsche care va fi dat cadou, Jonuțule, iar fratele vostru o să intre fix în această platformă, în mașină și voi apărea like pop direct la locul faptei, Jonuțule. Acum emoțiile din partea celor care organizează erau că, domne, capi mașină sau nu cap, zic, băi, păi câte Porsche-uri din astea am alergat eu pe în Bucarest. N-aveți voi idee, Jonuțule. Ne pregătim, mă bag la cutioanță și ieșim direct în fața oamenilor. Surprise! Hăț, Johnny-șorule, hăț, este 11 fără un sfert și suntem înapoi în Bucarest la noi acasă, Jonuțule, Cheluțu. A dormit precum un porc cât a muncit tati. Iar tati pentru prima oară a stat într-o mașină învelită cu o prelată, așa cum avem noi prelată pe mașini când dăm jos la custom tuning. Jonuțule, este cringe AF. De ce? Pentru că se face întunericul ăla, bă, beznă, adică nu vezi efectiv nimic, e negru. Și îți dai seama că mi-am aprins telefonul ca să văd ceva, dar cringe rău de tot. Prima oară în viața mea când am fost într-o situație aproape de claustrofobie. Nu sunt claustrofob de fel, dar trebuie să vă recunosc că și în Porsche-ul ăla mic și înghesuit, Jonuțule, 911 de altfel, pe care o să vă explicăm noi pe viitor, dacă ciuliți urechile, cum îl dăm cadou și în ce context, Jonuțule. Bă, frate, m-a încercat claustrofobia, ești nebun? În fine, ne-am făcut treaba, suntem înapoi acasă, Jonuțule. Mâine o zi de recreere, sâmbătă, iar duminică ne vedem la cel mai nebun concert în Mioveni, Jonuțule, așa că obiectiv vorbind, mâine de când veți vedea voi acest vlog, dacă sunteți din Pitești, Mioveni sau vecinii, Jonuțule, veniți în Piața Mare pentru că avem mare bahaos de făcut odată cu mini relaxarea asta, așa cum o numesc eu. Până una alta, nu uitați să subscribe, Dorian Popa, să aprindeți cățopelul pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și cea mai multă energie pozitivă, noi suntem aici spre a vă face zilele mai frumoase și a vă șterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să follow pe Instagram Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și un weekend mirobolante. De Crăciun simțim la fel, pune primul cotopel.